Noapte zbuciumată de revelion pentru oamenii legii, având în vedere că au fost persoane care au ținut neapărat ca anul nou să le găsească fie la poliție, fie la spital. Așa se face că la un restaurant din Giurgiu, noaptea de anul nou, a izbucnit scandalul. Mai mulți bărbați s-au luat la bătaie cu sticle și cuțite, unul dintre răniți fiind operat de urgență. La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă complexă. S-a constatat că pe fondul consumului de băuturi alcoolice și a unor discuții contradictorii între două persoane, a izbucnit un conflict spontan, în urma căruia au fost angrenate alte 5 persoane cu vârste între 22 respectiv 36 de ani. În urma agresiunii, o persoană a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. A necesitat intervenție chirurgicală, întrucât în timpul incidentului s-au folosit obiecte contundente și tăieturi înțepătoare. Se pare că scandalul a pornit de la dedicațiile muzicale și consumul în exces de alcool. Cert este că unul dintre scandalagii este cercetat de poliție pentru a se stabili cauzele exacte ale altercației. Tot în noaptea de revelion, o familie din Frătești a fost deposedată de carnea de porc de pe bătătură, în timp ce dintr-o altă locație au fost sustrase 2 țevi de aluminiu. Alte 2 persoane s-au încăierat în noaptea de anul nou, în timp ce un bărbat din localitatea Ulmi s-a sinucis prin spânzurare.